Ei, ușile au rămas deschise, iar concurenții au ocazia să petreacă un pic de timp împreună până la intrarea în live. I-am văzut pe Cosmin și pe Miruna, probabil că vor mânca micul dejun, că făceau ceva de mâncare. Paul și Roxana vorbesc pe canapeaua din living. Alex și Raluca încă nu au terminat discuția, vorbeau despre afacerile lui. Alex, nu știu, e ceva de te doare capul. În schimb, imaginea aceasta mi-a plăcut foarte tare. Doamna Gica îi călca lui George o cămașă, iar Sebai din o coafează pe mama lui. La asta chiar nu mă așteptam, adică dai un coafează la modul cu o fată de salon. I-a pus un burete în păr, îi pune părul cumva, adică de-abia aștept să vedem ce este.